Toate aceste cântări de laudă le dedicăm Domnului nostru Iisus Hristos cu intenția să exprimăm dragostea, respectul și adorarea pe care le purtăm în suflet pentru El și pentru numele Lui minunat și sfânt. Apreciem și mulțumim fiecăruia dintre cei care se implică și cu multă străduință și repetiție prezintă cântarea de laudă care îl onorează pe Domnul și care ne încântă pe noi și fac slujba divină frumoasă, plăcută. Vă invit în momentele care urmează, frați și surori, cu o minte curată și eliberată de orice prejudecată, să ne apropiem de cuvântul Domnului. Aceste trei seri de duminică, cea care a trecut, cea în care suntem și cea următoare, dacă Dumnezeu ne va ține cu viață, vrem să abordăm o temă dificilă, însă o temă importantă. Problema banilor este o problemă privată și atunci când biserica vorbește de bani, dă senzația că vrea să ceară bani. Intenția mea nu este să cer bani în această seară. Intenția mea este să vorbesc despre voia lui Dumnezeu cu privire la asta. Dincolo de cuvântul pe care eu îl rostesc, rămâne libertatea fiecăruia dintre noi să hotărâm ce urmează să facem cu noi și cu ce avem. Data trecută, citind din Evanghelie, am spus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și am arătat că, în primul rând, noi trebuie să ne dăm pe noi Domnului. Nu poți vorbi despre banii cuiva dacă nu vorbești despre sufletul acelui cuiva. Și nu poți să vorbești despre a da lui Dumnezeu dacă nu vorbești mai întâi despre un om care se dă pe el însuși lui Dumnezeu. Seara aceasta continuăm și plecând de la textul din Maleahi, care este o profundă provocare, aș vrea să privim în cuvântul Domnului. Și în primul rând, așa cum dacă vreți să observați schița de predică din buletinul dumneavoastră duminical, aș vrea să vorbim despre casa lui Dumnezeu în istorie. De ce? Când Dumnezeu a așezat rânduieli divine prin descoperirea pe care i-a dat-o lui Moise, el a arătat că slujba închinată Domnului are nevoie de trei lucruri foarte importante. Un locaș de închinare în orice timp al istoriei umane a fost nevoie de un locaș de închinare. Că s-a numit cort, templu, sinagogă sau adunare. Aceasta este o problemă istorică. Însă întotdeauna Dumnezeu a avut nevoie de un locaș de închinare unde să se întâlnească pentru relația spirituală cu omul care îl caută pe Dumnezeu sau care răspunde căutării lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu a avut nevoie de slujitori închinați, dedicați, consacrați în slujba de la casa Domnului. Oameni care nu au mai avut altceva de făcut, au făcut numai asta cu toată inima lor, cu tot timpul lor, cu toată viața lor. Și în al treilea rând, au fost nevoie de mijloace necesare slujbei divine din casa Domnului. Diferite între templu, cort, sinagogă sau biserică. Dar întotdeauna au fost nevoie de unelte pentru slujbă. A fost nevoie de casă, de slujitori și de unelte. Plecând de la aceste considerente introductive, aș vrea să observăm care a fost casa lui Dumnezeu în istorie, cum a poruncit Dumnezeu să fie administrat lucrul, slujba la casa sa și care a fost voia lui Dumnezeu din punct de vedere financiar în fiecare dintre aceste patru entități numite casa lui Dumnezeu din istorie. În desfășurarea lucrării lui Dumnezeu de-a lungul istoriei până astăzi în biserică, aceste trei lucruri, casa, slujitorii și uneltele de la templu,
vor exista întotdeauna. Dacă în Vechiul Testament accentul cădea pe locul pe care îl alegea Dumnezeu, în Noul Testament accentul Duhului Sfânt cade pe oamenii pe care îi cheamă și pe care mai apoi îi folosește Dumnezeu. În primul rând aș vrea să ne oprim la cortul întâlnirii. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și prin el a făcut un popor pe care dintre toate națiunile l-a chemat și a spus: voi sunteți poporul meu, voi sunteți proprietatea mea. Iar mai târziu în proroci, Dumnezeu tratează poporul acesta și pentru comparație, pentru înțelegere, Dumnezeu se compară relația sa cu poporul cu relația unui bărbat cu soția lui. Atât de profundă a fost relația lui Dumnezeu cu poporul acesta, încât Dumnezeu își permite să facă această comparație între soț și soție. Sigur, Dumnezeu nu a fost soțul lui Israel, e doar o figură de stil, e doar o comparație ca să explice intimitatea atât de profundă, relația atât de solemnă între Dumnezeu și poporul acesta. Când Dumnezeu a chemat poporul acesta, Dumnezeu a știut că oamenii aceștia, această națiune, are o dimensiune socială, o dimensiune profesională, o dimensiune intelectuală, o dimensiune familială, dar trebuie să aibă și o dimensiune religioasă, spirituală. De aceea, Dumnezeu a așezat un loc numit locul de întâlnire, locul unde se va face educație, locul unde prezența Domnului va fi evidentă, locul unde Dumnezeu va lucra, locul unde omul va ști: mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Atunci când mergem să muncim, noi nu mergem cu pretenția să ne întâlnim cu Dumnezeu. Atunci când mergem să dormim, când mergem să mâncăm, când mergem în vacanță, noi nu mergem cu pretenția să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar există undeva în lume un loc care nu este folosit niciodată pentru nimic altceva decât pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și sunt momente în viața noastră, duminica sau joia, marțea sau în altă zi, în care plecăm de acasă și nu mergem la lucru, nu mergem în vacanță, nu mergem să ne culcăm sau să mâncăm, și mergem pentru 2 sau 3 ore cu gândul special să ne întâlnim cu Dumnezeu. În toată istoria umanității a existat un astfel de loc. Odată a fost numit cortul întâlnirii, altă dată a fost numit templul, altă dată a fost numit sinagoga, mai târziu Noul Testament a fost numit adunarea unde se strânge biserica. Dar întotdeauna Dumnezeu a avut un loc fizic. A avut un loc fizic pe care l-a declarat: acesta este locul unde mă întâlnesc cu omul. A avut Dumnezeu nu pentru el, ci pentru om nevoie de locul acesta. Noi avem nevoie de o identitate fizică a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Noi trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Noi suntem cu Dumnezeu și după ce plecăm din sanctuar. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră este permanentă. Însă, întâlnirea noastră cu Dumnezeu în sanctuar, cu tot poporul Domnului, capătă dimensiuni mari, uriașe, emoționante, entuziasmante. Atât de profundă este întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul său în sanctuar, încât aceasta constituie o experiență care conduce la decizie. Noi tot timpul trăim cu Dumnezeu, și în mașină, și la colț de stradă, și la muncă, și acasă. Însă atunci când venim în sanctuar cu scopul să ne întâlnim cu Dumnezeu, întâlnirea noastră cu Dumnezeu capătă dimensiuni mari, mai mari decât cele obișnuite de pe stradă, mai mari decât cele obișnuite din mașină, mai mari decât cele obișnuite din familie. Pentru că Dumnezeu are o casă fizică unde pentru nevoia noastră El vine să se întâlnească cu noi. Să vă invit, frați și surori, să vă pregătiți scripturile și să citim împreună câteva pasaje biblice care ne vor ajuta să ne croim un drum în confuzia acestui subiect spre lumina voiei lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Este un subiect dificil. El cere împuternicirea Duhului Sfânt pentru mine și cere multă înțelegere din partea dumneavoastră. Însă aș vrea în seara aceasta
să ne lăsăm provocați de Duhul Domnului și să cercetăm Scripturile în direcția acestui subiect. Exod, capitolul 35, citim versetele 4 și 5. Mai apoi citim de la capitolul 36, versetele 4 și 6. Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: iată ce a poruncit Domnul, luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului, ce-l lasă inima, aur, argint și aramă. Fiecare să aducă, ce-l lasă inima. Observați aici două elemente. Fiecare trebuie să dea, însă fiecare să dea după cât îl lasă inima. Este o problemă de conștiință. Capitolul 36, versetele 4 și 6. Atunci toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucru pe care îl făceau și au venit de-au spus lui Moise: poporul aduce mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri, pentru că materialul era de ajuns. Ne confruntăm aici cu un eveniment solemn, realizarea cortului, realizarea unui loc fizic de întâlnire spirituală între Dumnezeu și om și între om și Dumnezeu. Aș vrea să mergem mai departe cu citirea Bibliei și să ne mutăm la 1 Cronici. La capitolul 29, este pagina 449. Și de la capitolul 29 să citim versetele 2 la 3 și 5 la 9, citim cuvântul Domnului. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuia să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuia să fie de fier și lemn pentru ceea ce trebuia să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Domnului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le voi face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului? Cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului? Căpeteniile caselor pământești, părintești, căpeteniile seminților lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute, îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Observați cine a avut inițiativa, căpeteniile. Oriunde în biserica lui Dumnezeu, dacă este nevoie de muncă, căpeteniile trebuie să fie primele. Dacă nu sunt acolo, eu mă îndoiesc de integritatea, de chemarea și de responsabilitatea celor căpetenii. Dacă e nevoie de dărnicie, dacă e nevoie să sari, dacă este nevoie să dai, dacă este nevoie să te sacrifici, dacă este nevoie să faci ceva, primii care ar trebui să fie văzuți făcând, ca un exemplu pentru ceilalți, trebuie să fie căpeteniile. Dacă e nevoie de punctualitate, dacă este nevoie de seriozitate, dacă este nevoie de omenie și de pocăință, primii care ar trebui să fie văzuți ca un exemplu ce motivează poporul, tinerii, copiii, bărbații și femeile, trebuie să fie căpeteniile. Vai de poporul acela care este condus de căpetenii care nu înțeleg că ei trebuie să fie primii. Matei, capitolul 23, versetul 23. Pentru că sinagoga este o casă fizică a lui Dumnezeu în perioada intertestamentală, perioadă de 450 de ani, de la cartea lui Maleahi la cartea lui Matei, ultima din vechiul, prima din noul, vreau să citim acest cuvânt al Domnului, rostit de Domnul Iisus Hristos,
Și foarte probabil că unii dintre noi vom avea în seara aceasta o mică descoperire citind versetul 23 de la Matei 23. Nu este acum importantă prima parte a acestei fraze. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Însă importanța cade pe ceea ce urmează. Voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți. Domnul Iisus Hristos rostește acest cuvânt în Noul Testament. Se adresează liderilor religioși din perioada sinagogii, o perioadă de tranziție, de transfer spre biserica sa. El începe să aducă învățături care fundează mișcarea pe care a venit să o întemeieze, biserica Nou Testamentală. De când a venit, el predică Evanghelia, el face minuni, el înviază morții, el vindecă bolnavii. Și prin tot ceea ce spune, el clădește învățătura care va fi baza bisericii primare. Fapte, capitolul 2, versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între ei după nevoia fiecăruia. Versetul 4, capitolul 4, versetul 32. Capitolul 4, versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră, noi convertiți, cei care s-au pocăit la predica apostolului Petru și a celorlalți apostoli, primii membri ai bisericii primare, imediat după moartea Domnului Iisus Hristos, în prezența apostolului și în prezența marilor semne făcute la începutul bisericii primare, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că proprietățile lui sunt ale lui, că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Au luat totul și au adus la biserică. Atunci s-a născut spiritul care mai târziu a devenit cântare. Legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. Mi-e teamă că în secolul 2000, în secolul 21, respectiv în anul 2004, a rămas doar cântarea. Și trebuie să recunoaștem că este adevărat. Cântarea a rămas. Dar adevărurile rostite de ea, să fim sinceri, nu mai sunt. Vreau să observăm în al doilea rând în această seară partea lui Dumnezeu în istorie. Vreau să observăm în al doilea rând partea lui Dumnezeu în istorie. O să plecăm de la lucruri foarte generale. O să cercetăm un pic din punct de vedere al acestui subiect toată istoria și apoi o să concretizăm și o să restrângem area de discuție asupra subiectului în mod concret. Vreau să observați aici câteva lucruri foarte importante. În primul rând, partea Domnului înainte de lege. Am auzit pe foarte mulți, ca și dumneavoastră, că zeciuiala, eu nu vorbesc despre zeciuiala în seara aceasta, eu vorbesc despre partea Domnului. Mă întrebați, e ceva diferit sau este același lucru spus altfel? Foarte mulți spun, zeciuiala a fost în timpul legii, a fost o problemă a legii, legea s-a terminat, s-a terminat și cu zeciuiala. Eu vreau să vorbesc despre partea Domnului și să prezint cele trei timpuri legate de partea Domnului, respectiv înainte de lege, în timpul legii și după lege. Genesa, capitolul 14, versetul 20. Aici îl întâlnim pe omul lui Dumnezeu, Avraam, și Biblia spune despre el.
Începând cu versetul 18. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Este foarte important ce poziție spirituală avea el. Era preot. Vom vedea mai târziu că e foarte important. Acum, poate că nu este foarte important. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și versetul 20 se încheie cu următoarea afirmație: Avram i-a dat zeciuială din toate. Acest eveniment are loc cu cel puțin 450 de ani înainte de lege. Nu era nicio vorbă de lege la momentul acela. Avram se întâlnește cu un preot, preotul binecuvintează și Avram îi dă zeciuială. Iar la Galateni, capitolul 3, versetul 17, dacă citiți, veți observa că este o continuare și o mică explicație a ceea ce am citit din Genesa. Mergem cu citirea la capitolul 28, aceeași carte, prima a Bibliei, respectiv Genesa. Deci, Genesa, capitolul 28. Și citim despre copilul lui Avram și observăm că așchia nu sare departe de copac. Ce naște pisica, potrivit proverbului culturii românești, tot șoareci mănâncă. Ce vede copilul la tata, aia face și el. Cu 400 de ani înainte de lege. Citim cuvântul Domnului, Genesa, capitolul 28, versetele 20 la 22. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine, 1. Dacă mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, 2. Dacă îmi va da pâine să mănânc, 3. Dacă îmi va da haine să mă îmbrac, 4. Dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Observați că dintr-o dată se întâlnește asocierea între casa lui Dumnezeu și partea Domnului. Atenție! Și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi voi da. Cine l-a învățat pe acest bărbat de așa ceva? N-are nicio legătură legea care urma să vină efectiv peste 400 de ani în negura istoriei, în viitorul istoriei. N-are nicio legătură cu comportamentul lui Avram. Avram se închină. Avram nu împlinește poruncile neapărat. Avram se închină. Urmează copilul lui care se închină pentru că a avut un exemplu în tatăl său, pentru că a avut o experiență teribilă pe muntele Moria. Acest bărbat în singurătatea lui, fugind departe de casă, stă de vorbă cu Dumnezeu și spune: Doamne, eu am să fac așa. Venim noi astăzi și spunem: da, asta e în Vechiul Testament. Numai că psalmii pe care îi citim sunt în Vechiul Testament. Numai că formula de binecuvântare pe care o rostim din Numeri, capitolul 6, versetul 24, este în Vechiul Testament. Și numai că David și Samson și Adam și Eva și toți ceilalți pe care în toate predicile sunt prezenți ca exemple biblice, sunt în Vechiul Testament. Suntem noi selectivi atunci când citim în Biblie? Anumite versete sunt mai importante decât altele? Pavel spune, scriindu-i lui Timotei și învățându-l, toată Scriptura este de folos. Toată Scriptura este inspirată. Toată! Nu există în Scriptură părți neinspirate, cu caracter facultativ și informațional. Partea Domnului înainte de lege a fost prezentă la oamenii lui Dumnezeu ai momentului. Acum observăm partea Domnului în timpul legii. Levitic, capitolul 27, versetele 30 la 34. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Versetul 32. Orice zeciuială din cirezi și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Versetul 34. Acestea sunt poruncile pe care le-a dat
lui Moise, Domnul, pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai. Observați că legea nu introduce partea Domnului, ci o preia. Observați că legea nu introduce partea Domnului, ci preia partea Domnului și o legiferează. Adică o găsește de bună și spune: această practică care a fost înainte să vin eu e bună și eu astăzi îi dau caracter legic. Observați în Neemia, frați și surori, cartea de dinainte de Iov și de Estera, la capitolul 13, că Israel este în faliment spiritual. Și când Israel este în faliment spiritual, partea Domnului nu se plătește. Casa lui Dumnezeu nu există. Preoții lui Dumnezeu și-au schimbat meseria. Iar uneltele de la templu, bea Nebucadnețar în beția și destrăbălarea lui, vin și se veselește. Când vine Neemia, el restaurează alături de celălalt om al lui Dumnezeu al vremii, restaurează cele trei lucruri care facilitează închinarea și relația spirituală omului cu Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, oamenii care slujesc acolo și instrumentele sau uneltele folosite. Și acum citim cuvântul Domnului în versetele 10 la 13. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li s-a dat și că leviții și cântărecii însărcinați cu slujba au fugit fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis: pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe toți leviții, am strâns pe toți cântăreții și i-am pus în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala. Atunci tot Iuda a adus zeciuiala. Observați, când este vorba despre casa lui Dumnezeu, despre oamenii lui Dumnezeu și despre instrumentele de slujbă, este nevoie de partea Domnului. Citeam din Maleahii: aduceți la casa Domnului să fie belșug. Vreau să fie belșug în casa mea, spune Dumnezeu. Dacă ție îți place să ai resurse acasă, și mie îmi place să am resurse în casa mea. Dacă ție îți place să ai ceva pus deoparte în casa ta, și mie îmi place, spune Domnul, să am ceva pus deoparte în casa mea. Dacă ție îți place să ai belșug în familia ta, și mie îmi place, zice Domnul, să am resurse și belșug în casa mea. Aduceți la casa visteriei. Locul unde se aduce partea Domnului este casa visteriei. E adevărat, tradiția bisericească într-o oarecare măsură l-a schimbat, dar l-a schimbat schimbând acest cuvânt. Și într-o zi cei ce l-au schimbat va trebui să dea socoteală stăpânului pentru autoritatea pe care și-au asumat-o în mod greșit să schimbe legile Domnului. Ce vrea Dumnezeu este scris în această carte. Dincolo de ce conține această carte, este relativ, este vremelnic, este discutabil. Nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui decât din această carte. Doar în ea avem încredere. Doar ea reprezintă revelația lui Dumnezeu infailibilă. Infailibil însemnând fără urmă de greșeală. Neemia restaurează casa. Restaurează slujitorii, restaurează uneltele și atunci poporul observă că este nevoie de resurse. Ei văd, acum avem motive să aducem resurse. Acum avem motive să ne închinăm Domnului și cu banii noștri, pentru că observăm unde se duc. Observăm că este nevoie de ei. Realizăm acum nevoia concretă și știm că noi trebuie să o împlinim. Din ce? Din ce ne-a dat Dumnezeu. Îi dăm înapoi lui Dumnezeu. Haideți să observăm partea Domnului după lege. Observați cum au procedat apostolii. Ei au dat totul. Revărsarea Duhului Sfânt la vremea aceea a fost atât de mare încât semnele care s-au întâmplat atunci, o parte dintre ele prezentate în Biblie, sunt de-a dreptul supranaturale, limbi de foc.
vârtej, foc, zgomot, limbi străine. Minunea lui Dumnezeu se derula în Ierusalimul părăsit și asediat. Dar la toate minunile acestea care veneau din cer spre oameni, vin și oamenii spre cer cu închinarea lor. Nu le-a cerut Dumnezeu tot. Dumnezeu nu ne cere tot ce ne dă. Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată tot ce ne-a dat. Ne cere tot ce suntem, dar nu tot ce avem. Dumnezeu ne cere doar o parte din ce avem, însă ce suntem ne cere tot. Și oamenii aceștia, pentru că au fost sub incidența specială și istorică a Duhului Sfânt, ei, dintr-o râvnă absolut exagerată, mare, care se face doar în prezența Duhului Sfânt specială, oamenii aceștia își vând proprietățile, își vând averile, își vând casele, strâng banii și îi aduc la picioarele apostolilor, fac o grămadă de bani și cine avea nevoie se ducea și își lua. Nimeni nu mai vrea să aibă proprietăți. Nimeni. De ce? Pentru că ei tocmai îl auziseră și îl văzuseră pe Domnul Iisus, care le-a spus, cum mă ridic acum la cer, le explica îngerul, așa mă voi întoarce înapoi, fiți pregătiți că am să mă întorc. Și ei au crezut că Iisus se va întoarce în vremea lor și au făcut tot ce trebuia ca să ajungă în locul de unde Domnul se va întoarce, să ia și să-i ducă acolo. Și au vândut tot. Au spus, nu ne mai trebuie, mergem în cer. Asta a fost partea Domnului pentru apostoli. Tot. La exemplul lor, repet, am făcut cântarea. Legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. Însă, câți dintre noi vindem tot ce avem, mașini, case, business, și aducem banii aici la fratele Radu? Niciunul. Nu observați o modificare? Despre asta de ce nu vorbește nimeni? Aș fi eu cinstit să nu vorbesc? I-aș aduce eu lui Dumnezeu onoare dacă m-aș face că plouă și aș trece peste această învățătură? Nu, fraților. Fapte 2 este un capitol ușor, ușor abandonat. Fapte 2 inspiră multe predici, însă puține comportamente. Fapte 2 inspiră prea multe predici și prea puține comportamente. Fapte 2 inspiră prea multe predici și prea puține comportamente. Când spun comportamente, mă refer în faptele de sacrificiu specifice momentului. Unu Corinteni, capitolul 16, versetul 1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit. Să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Adică în ziua din tâia săptămânii. Care este ziua din tâia săptămânii? Duminica. Fiecare din voi, nu doar cine vrea, fiecare să pună deoparte acasă ce va putea, în funcție de câștigul pe care îl are. Când noi am rânduit cotizația, am făcut bine, însă orice rânduială omenească are slăbiciuni. Care e slăbiciunea? Slăbiciunea este că și cel care are puțin și cel care are mult trebuie să dea la fel. Biblia spune să dea în funcție de câștig. Așa spune cuvântul Domnului. Fiecare să dea ce va putea după câștigul lui, ca să se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni eu, și Pavel explică. Revenim la Matei, capitolul 23, versetul 23. Pentru că în mod intenționat am neglijat o parte a versetului când l-am citit mai devreme. Voi dați zeciuială, din ismă, din mărar, din chimen, însă aveți o problemă. Lăsați nefăcute lucruri spirituale importante. Dreptatea nu vă interesează, mila nu vă interesează
Și credincioșia nu vă interesează. Ascultați-mă, spunea Domnul. Pe acestea trebuia să le faceți mai întâi, atenție, și nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Care celelalte? Zeciuiala din ismă, din mărar și din chimen, să nu le lăsați nefăcute. Și acum te întreb, frate, cine ți-ar permis să le lași nefăcute când Iisus a spus să nu le lași? Asta scrie în Noul Testament. Matei, capitolul 23, versetul 23. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute, adică să le faceți. Cine ne-a permis nouă? Cine ne-a dat nouă libertatea aceasta să nu le facem? Aceasta este o întrebare care se pune astăzi și se va mai pune cel puțin odată, când pe un cal alb, cu ochii ca para focului și cu picioarele roșii, ca rama aprinsă, se va întoarce regele la administratorii timpului lui, banilor lui, talentelor lui. Și va veni la mine prima oară, va veni la berbeci mai întâi, mai apoi la oi, mai apoi la mielușei. Și va întreba, timpul pe care ți l-am dat, cum l-ai administrat? Banii pe care ți i-am dat, cum i-ai administrat? Talentele, abilitățile, înțelepciunea, darurile pe care ți le-am dat, cum le-ai administrat? În folosul cui? Te-am așteptat de-a lungul anilor și m-ai neglijat. Dacă așa îmi va spune mie Domnul în ziua aceea, va fi vai de sufletul meu și de veșnicia mea. De aceea în această seară, când încă nu este atunci, când încă mai am timp să citesc Biblia așa cum scrie și să înțeleg din ea doar ce scrie și la capitolul acesta, să mă întreb, Doamne, cât de corect am fost eu cu banii Tăi care sunt în portofelul meu? De ce întotdeauna bilurile le-am plătit, iar pe Tine deseori Te-am neglijat? De ce? Doar pentru faptul că Tu nu îmi iei înapoi cu dobândă? Doar pentru faptul că Tu nu vii să-mi iei casa ca și banca? Doar pentru că Tu nu ai poliție ca și guvernul? Doar pentru asta? Doar pentru că ai fost bun cu mine, Doamne, eu am fost rău cu Tine? Doar pentru că ai fost atent cu mine și m-ai binecuvântat, eu care am trecut cu o pungă? Sunt întrebări pentru unii sau pentru alții. Sunt și răspunsuri pentru El. Înțelegem că partea Domnului în Noul Testament este guvernată de trei principii. 1. Fiecare trebuie să dea. Fiecare trebuie să dea. 2. Fiecare trebuie să dea cât vrea în funcție de câștigul pe care îl are. Citiți, dacă doriți, 1 Corinteni 16:2 și ceea ce n-am citit, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău. Al treilea principiu, să dea cu bucurie. Nu cu părere de rău, cu bucurie. Deci, fiecare trebuie să dea. Nimeni nu face excepție. Nici cel ce are mult, nici cel ce are puțin. Că deloc nu există niciun om care să nu aibă deloc. Toți avem. Al doilea principiu, fiecare să dea în funcție de cât are, dar și de cât vrea. Că va fi o judecată și va fi un cântar. Și în al treilea rând, fiecare să dea atât de mult încât să dea cu bucurie. Să nu dea prea mult și la urmă să regrete. Pentru că zice Biblia, nu cu părere de rău sau cu silă, ci să dea cu bucurie, să o facă în mod liber, în mod intenționat, cât îl lasă sufletul. Și inima te lasă cât de mare este. Observați că în Noul Testament sunt două posibilități de a trăi în relația cu Dumnezeu din punct de vedere material. 1. Să trăiești la limita necesităților umane, adică să ai doar pâine, apă și îmbrăcăminte. Și dacă mai țineți minte, a fost un bărbat care ne-a arătat un film cu vreo 2-3 luni în urmă despre o țară din Africa, oameni care nu aveau decât absolut strictul necesar să nu moară. N-aveau proprietăți, nimic. Ba unii chiar mureau de sete.
Dar există și posibilitatea să trăiești din abundență, din punct de vedere material. Și Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, în capitolul 3, în versetul 10, pentru prima și ultima oară în Biblie este folosită această expresie, doar aici e folosită expresia aceasta. Puneți-mă la încercare. Numai aici e folosită în Biblie expresia aceasta, o singură dată. Și e folosită în legătură cu a da tu mai întâi lui Dumnezeu și la urmă să vezi tu ce face Dumnezeu. Zice Dumnezeu, provoacă-mă tu, aducându-ți partea și apoi o să vezi cum răspund eu la închinarea ta. Paharul tău o să dea pe din afară, o să fie abundență, o să fie mai mult decât îți imaginezi. Eu mă angajez să umplu paharul, dar adu-ți aminte că eu sunt Dumnezeul tău, iar tu ești administratorul timpului meu, îți dau 24 de ore, ce faci cu ele? Un misionar s-a dus în Africa de Sud și acolo a făcut mai mulți convertiți și unul dintre ei, șeful de trib, a devenit prieten cu el. Și când misionarul și-a încheiat partea de timp și s-a întors în America de tot sau pentru un timp, nu știu, l-a luat pe șeful de trib cu el, care îl învățase puțin și limba engleză și omul acesta s-a mirat de lumea civilizată în care l-a adus. Și misionarul s-a grăbit să prindă un bus în timp ce pleca de la aeroport. Și de-abia a reușit să ajungă alergând. Și când s-a urcat în bus, i-a zis omului care venea din Africa de Sud, of, ce bine că am prins busul ăsta, că am câștigat 5 minute. Și omul ăsta se uită la el și spune, 5 minute? Și ce o să faci cu ele acum? Noi tot timpul câștigăm câte 5 minute. Ba prinzând un tren, ba un avion, ba... Și niciodată nu ne punem întrebarea, și dacă le-am câștigat, ce facem cu ele? Asta aproape că nu are nicio importanță. Frați și surori, ceea ce vreau să vă spun în această seară, este că în această carte există foarte multe provocări la neprihănire. Una dintre ele este închinarea cu o parte din banii noștri. Una dintre ele este închinarea cu o parte din banii noștri. Însă ceea ce vreau să spun în încheiere este următorul lucru. Banii aceia cu care ne închinăm, să nu uităm, nu s-ai noștri. Ei sunt ai lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu ne cere ce e al nostru. El ne cere doar ce e al lui la noi. Pentru că nouă ne-a dat să administrăm. Dacă noi nu dăm la biserică, dacă noi nu dăm pentru lucrarea Domnului, de unde altundeva să dea? Cine să dea? Singurii care dau pentru Dumnezeu suntem noi. Dacă noi nu dăm, nu mai dă nimeni. De aceea lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută, se spunea zilele trecute, cu Duhul Sfânt și cu bani. Duhul Sfânt îl dă Dumnezeu, banii îi dăm noi. Dar noi dăm din ce ne-a dat El. Că și noi am putea să mergem într-un cărucior cu rotile, și noi am putea să fim acum la spital desfăcuți cu pieptul în două și umblând doctorul la o arteră care s-a înfundat cu grăsime, și noi ar putea să ni se oprească creierul, și peste noi ar putea să vină un trac sau un cutremur și să fim într-un avion care să intre într-un building, și noi am putea să fim acolo. Dar suntem în familia noastră sănătoși, de bine de rău ne merge bine și Dumnezeu ne spune, ce aș mai putea să fac pentru tine să înțelegi că eu sunt Dumnezeul tău și că aștept gestul tău de închinare ca un semn de credincioșie pentru mine.